Moș Mazai, ce nevoie este să căutăm iadul pe lumea cealaltă? El există încă în viața aceasta, în inima celor răi. Jean-Jacques Rousseau Câteva zile, Maria și Mihai au străbătut locuri necălcate de piciorul omului. Se străduiau să nu meargă pe lângă albiile râurilor, unde puteau da peste ambuscade, ci să o ia pe de-a dreptul, peste păduri virgine și creste de munți. Urcară pe un masiv, cum li se păru, situat chiar în cer. La un moment dat, pe platou de iarbă, de deasupra, se ivi chiar în fața lor, răsărită din pământ o izbă de lemn ca un vas pe mare. Casa, cu streșini largi de lemn, ca niște aripi de avion, cu ușă grea de trunchi cu o bloane de bârnă despicată în două și Belciuge mari de fier, semăna cu o fortăreață. Se opriră locului și se gândiră să o ocolească, dar se auziră răstrigați. Nu vă temeți! Sunt om bun! văzură în pragul izbei un bătrân care săra pește la o măsuță de lemn. Mihai e și primul la luminiș. Maria îl urmă și ea. Bună ziua, uncheașule, zise Mihai. Mulțumim, dumitale, ne poate. Ce bucurie mare mi-ați făcut zău, se lumină la față mușneagul. Că eu n-am văzut om de vreo câțiva ani, iar pragul casei mele nu mi l-a călcat picior de om de când am ridicat-o aici în hățișul sobolilor. Veți găsi adăpost în ea și vă veți odihni. E, fata moșului, mai glăsui bătrânul, uitându-se la Maria. Dar tu ai picioarele zdrelite de tot, dar las că are moș buruieni pregătite pentru a tare răni. După ce te ung cu fiertură din ele, odată îți treci, ai să vezi. Mie, puteți să-mi ziceți moș mazai, eu păstoresc aici, sub nori iepurii lui Dumnezeu. Bătrânul îi predispuse dintr-o dată la încredere și voie bună. Se uită la ei cu ochi blânzi și, încetând să mai săreze peștii, înfipse cuțitul în crăpătura mesei și îl făcu să jucându-se cu degetul pe care îl trecuse de câteva ori peste lama lui rece. Ia, spuneți-i moșului, măi copii, ce vând v-a adus până în pustietățile astea? Sunteți turiști în căutare de frumuseți?" îi spitie el vesel. Suntem geologi." Zise Maria râzând. Nu pe voi vă caută soldații cu câini în josul râului? întrebă bătrânul. Apoi, fără să aștepte răspunsul, le zise: Veți sta la mine cât veți dori, nu ajunge nimeni aici pe stânca mea. Am ales-o încă în tinerețele mele. Aveam insomnii într-o vreme. Iar această piatră e locul unde se face ziua cel mai din tâi în toată Uniunea Sovietică. Când jos e întuneric, aici la mine e zi albă. Iar dacă e vorba de minereuri, știu eu un loc unde aurul curge din munte în loc de ape la vale. Iar acum vă invit să pășiți și pragul cășioarii mele. Moș Mazai între primul. Tinda izbei era plină cu blănuri de soboli și hermeline. Sunt frumoase?" Să știți că am armă, dar nu o folosesc niciodată. Groansele le-ar strica blana. Le capturez pe toate în curse, pe care le așez în anumite locuri. Păcatele mele, chinui niște animale nevinovate, dar ce să-i faci? Trebuie să-mi câștig și eu cumva bucățica de pâine. Luă o blană, o mângâie cu palma, apoi o puse drept guler Mariei. Ele se jertfesc ca să facă femeile frumoase. Este acolo la poalele muntelui cineva care le adună din partea statului, dar n-a mai coborât de vreo câțiva ani. Coboram să cumpăr chibrituri și zahăr, dar de la o vreme folosesc fulgerele în loc de chibrituri și miere de albine sălbatice în loc de zahăr. Din tinda întunecată, pătrunseră într-o cameră luminoasă, îngrijită, măturată cu grijă, cu o icoană mare în ungher, cu patul făcut de parcă bătrânul știuse că o să aibă azi oaspeți, cu o măsuță lângă geam și o sobă cu plită pentru preparat bucate lângă ușă. Iată, aici mă ajung zilele mele, dragi moșului, iar acum, deoarece bănuiesc că v-ați hrănit mai mult cu mană cerească până ajunge aici, ce-ați zice de o ciorbă mânătorească din carne de căpriță? Dădu la o parte velnița, care stătea pe o butie din tindă, o ciută jupuită se uita la ei cu ochii de sticlă din întunericul vasului. A nimerit prostuța într-o cursă pentru soboli. Of, păcatele mele, când am găsit-o, se mai zbătea și am împușcat-o să nu se chinuie. Erau nemâncați și o ciorbă le-ar fi adăugat puteri. Bărbații l-a tăiat lemne, iar Maria, așa parcă ai zis că te cheamă, tu treci la plită și pune oalele la fiert. Maria a luat în primire câteva tacâmuri din aluminiu, cuțite, linguri și s-a apucat să trebăluiască. Îi plăcea să gătească. Maica sa o învățase de mică să prepare borșuri, plăcinte, tocănițe, sarmale, cum îi stă bine unei viitoare gospodine. Bărbații Ieșiră în curtea izbei, îi auzea cum cuvântează pe afară, setoși de vorbă. Ea aprinse focul împlită, puse cratița să fiarbă, în care aruncă bucați din carnea fragedă de căpriță, mărar sălbatic, chimen, secărea, cimbru, hrean, leuștean, șofran, izme, pe care le găsi pregătite de bătrânel, parcă special pentru ei într-o strachină de pe masă. Nu văzunică ieri, sarea de bucătărie nu-i plăcea să-și bage nasul în lucruri străine, dar i se păru un amănunt mai puțin important ca acela de a-i deranja pe cei doi bărbați care se împreteniseră deja și care se auzeau lângă stocul de lemne cum discută vesel în așteptarea ciorbei de căpriță. Unde și-o fi ținând moșneagul sarea? Se întrebă Maria și deschise un sertăraș, altul, scoase capacele de pe un vas, de pe un altul, un borcan cu cărlige de pescar, o cutie cu musorele, ațe și bumbi. Deschise o cutie mai mare și, brusc, simți cum își pierde cunoștința. Descoperi la fundul ei mai multe perechi de urechi umane, uscate, zbărcite și vinete, prinse cu ațe una de alta, speriată, vreau să țipe, dar își astupă gura cu palma, zicându-și, calm, 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 aflase. I se povestise despre vânătorii de evadați, semănați de către autorități prin toată Siberia, dar nu-i venise să creadă. Izbele acestora erau așezate în calea fugarelor din penitenciare, pe o rază de jur împrejurul orășelilor de lagăre la 10, la 20, la 100 de kilometri. Aceștia știau, celui care prindea un evadat, îi se dădea câte un sac de făină sau de zahăr, mort sau viu, dacă făceai dovada sacul era al tău, iar drept ovadă servea pereche de urechi. Statul, în schimb, își mai luase obligația să închidă ochii la toate braconajele lor. Inima bătea să-i sară din piept, puse capacul la loc, închise sertarul și se strădui să-și recapete sângele rece. Când crezu că poate să zâmbească, căută un capă de sfoară mai groasă, pe care l-a în mânecă, ieși în prag și îl chemă pe bătrân. Uncheașele mazai, vreau să te rog să-mi arăți unde ți-i sarea de bucătărie. Iată, vin, draga moșului. Bătrânul trecu sprinte în pragul pe lângă Maria și intră în cameră de cum el pătrunse dincolo, Maria ieși din izbă, trânti ușa grea de lemn, scoase ațele groase din mânecă și într-o clipeală legă cu ele belciugele unul de celălalt. Mihai se uită la ea nedumerit. Dintr-o săritură Maria fu lângă el, îl apucă de mână strigându-i, să fugim! Când se văzu încuiat pe din afară, moșul slobozi un urlet sălbatic și aruncă cu barda în geam, făcându-l fără să întrebe ce se întâmplă, Mihai înșfăcă rucsacul Mariei, uitat lângă prag, și porni să alerge din răsputeri, încercând să dispară împreună în taigaua care începea de la marginea platoului. Se îndreptară către defileul, unde se auzea vuitul unui râu. La un moment dat îl văzură din urma lor, alergând ca pornit la vânătoare, cu carabina în mâna dreaptă, iar cu stânga strânsă pumn, amenințând cerul pe mazai care se trânti cu fesele pe un râu de pietre rotunde, ce prinseră aluneca cu tot cu el la vale, dânsul intenționând astfel să le tai calea. Săriră râul de pietre curgând în munte și o luară pe o potecă ce li se păru umblată, care întretăia de-a coasta abruptă. Atunci îl auziră pe bătrân, care, dintr-un om blajind la prima vedere, se transformă în fiară, încărcându-și carabina din mers, călare pe pietre, ca pe spinările unei herghelii de mârțoage, semn cum mai făcuse și alte dăți, și întorcând gura puștii în direcția lor, când arma se descărcă, răsună o bubuitură multiplicată de zeci de ecouri și o ploaie de alice mășcate destinate animalelor taigalei reteze, cu un zgomot infernal perdeaua verde a unui pin uriaș, ei fiind la un pas de a fi îngropați sub greutatea acestia. Moșul urla, opriți-vă, javrelor, neam de ocnași, nu vă place puterea sovietică, nu o scăpați voi de mine. Parcă avea gâtleș de lup, trezând somnul pădurii la zeci de kilometri de părtare. Li se păru că aleargă pe loc, că picioarele nu-i ascultă, devenind tot mai grele. Moșul care cunoștea bine muntele și toate potecile lui se apropia tot mai mult de ei. Îl auzeau cum gâfâie undeva chiar în spatele lor, cum își încarcă arma din mers și cum trage cocoașele. Dintr-o dată, pe poteca îngustă din steiuri, chiar la câțiva pași înaintea lor, apăru o namelă de urs. Dihania brună, cu o înălțime de peste doi metri, venea prăpăstios peste ei ridicată pe labele posterioare, mătăhăind cu cele două din față și scoțând mugete înfiorătoare. Mai înainte ca ursul să ajungă drept ei, Mihai și Maria săriră fulgerător la o parte, lipindu-se de o stâncă încremenis de groază. Atunci Namila se pomeni față în față cu Mazai. Surprins de apariția instantanee a fiarei, vânătorul se pierdu. Și mai înainte ca el să apese pe trăgaci, aceasta-l plesni peste țeava carabinei care căzu jos cu bubuitură de tunet. Plumbii din ea o luară razna, împlântându-se adânc, în trunchiurile arborilor din preajmă. În aceeași clipă, ursul se prăvăli cu sutele lui de kilograme peste trupul îmbătrânit al lui Mazai, care scoase un urlet neomenesc însoțit de trosniturile oaselor frânte ce se făcu auzit până aproape de ocean și până departe în cer. După ce văzură moartea cu ochii, Mihai și Maria o rupseră de fugă ca scăpați din praștie de-a lungul albiei de petre către poalele acelui munte blestemat fără să mai privească înapoi. Domnul te-a scăpat de o sânda Domnului, își aminti Ulmu, un vers de psalm necuprins de nicio carte. Merseră în tăcere, până obosiră de tot și până noaptea se lăsă în taiga ca un perete care căzu brusc înaintea lor. Trecerea de la zi la noapte ținu doar câteva minute. Peste munții Colăma se așternu o beznă fără început și fără sfârșit. Se opriră lângă o stâncă înaltă și neagră, pe care mai mult o bănuiră răsărită în fața lor decât o văzură profilată pe cer printre stele. Adormiră cuprinși, aproape imediat istoviți, speriați.